Vorbim despre cele două distribuții, Milsami, echipă care nu este învinsă în deplasare în acest sezon. În poartă cu Radu Mâțu, numărul 1, 2 Artur Crăciun, 4 Vasile Jardan. O minge în direcția și iată, balonul în careu, aproape să deschide scorul cei de la Milsami, iată ce ratare. Poate fi o fază cu efect. Bate Artur Patraș, mai degrabă un șut pe poartă. Petrocup și Milsami aici la Hâncești. Minge deviată de Vladimir Ambros în poziție de gol, bară și iată ce se întâmplă. Urmează o centrare, resping din nou Gheragiu. Și peste poartă respinge Mâțu cu degetele, trimite mingea peste bara porții. Încearcă să centreze din nou, foarte bine, lovitură de cap a lui Maxim Potârniche, Maxim Cojocaru, Cojocaru are spațiu, Cojocaru, hai să-l urmărim pe Maxim Cojocaru, în duel 1 contra 1, mingea la Vladimir Ambros, acesta pasează pentru Alexandru Bejan, gol, gol, gol pentru Petrocub, Alexandru Bejan, ce lecție de contraatac le-a oferit orheienilor cei de la Petrocub. 1-0 pentru gazde, Alexandru Bejan, transferat în urmă cu două etape de la Dinamo Auto, marchează împotriva liderilor campionatului. Are nevoie de câteva atingeri, urcă Dinu Graur. Urmează o centrare în fața porții, cât de inteligent au lăsat un șut pe deasupra porții lui Dumitru Celeadnic. Bat acest corner la bara a doua, mingea lovită, însă prinsă de către Dumitru Celeadnic. Acesta este Lilian Popescu, care a fost ieri și la meciul echipelor de tineret rezerve. Trebuie să iasă mai mult la atac și o face, iată o minge de angajament chiar în primul minut din repriza a doua. Un șut cu efect și este gol! Gol! 1-1, minutul 46. Se restabilește egalitatea. Extraordinar începe repriza a doua cu golul lui Milsami. Primul gol în divizia națională pentru Alexandru Butenko. Patraș. Cojocaru pentru Arcadie Rusu. Arcadie Rusu! Îi dă emoții lui Radu Mâțu cu o pasă. Mâțu are prin planul jucătorul de la Petrocub, Radu Mâțu este hazardat la marginea terenului, iată ce fază interesantă, poarta este goală, s-a încercat o execuție direct pe poartă, nu știu dacă îi se va oferi șansa atac pentru Milsami, oprit această acțiune, își demonstrează tehnica, unul dintre apărătorii gazdelor, emoții pentru Celeadnic. Lasă în cele din urmă pentru vremea, poate să urce Slivka, are spațiu, Vasile Jardan vine să-l blocheze, Slivka, bună frână din partea acestuia, îl întoarce, pasă undeva la marginea careului, un șut, prinde Radu Mâțu, însă se preferă tranziția până la Taras, din nou la Slivka, acum poate să centreze, Slivka la semi-înălțime și pe lângă poartă. Veceslav Rusnak, care a renunțat la veste, rămâne doar în tricou. Foarte emoționat, însă i-a mai venit inima la loc după golul lui Alexandru Butenko. Hai să vedem acest atac al celor de la Petrocub. Foarte bună pasa pentru Slivka. Urcă Vlad Slivka. Este la marginea careului. Slivka trage la poartă. Respinge Mâțu. Victor Mudrac. A încercat Ambros. Matei. Matei prinde în doi timpi Radu Mâțu. Un singur om în zid. Taras în diagonală pentru Melachio. Acesta ciupește mingea cu capul și faza interesantă, nu s-a încheiat și pe lângă poartă. Iată, pasă pentru Bugaiov greșită. Nu au nevoie de așa ceva, Igor Bugaiov aproape de careu. Întoarce un adversar Bugaiov, însă șutează într-un adversar recuperat.